Salutare băieți și bine ați venit la un nou episod din SnowRunner alături de... Cel mai bun jucător de SnowRunner. Cum a zis cineva, Johnny nu știe SnowRunner. Da, era challenge, nu mai băga. Suntem alături de Johnny băieți, voiam să iau remorcă de aici, de-am amintit în ultima clipă că eu am două remorci lăsate acolo. Facem această misiune astăzi, ne ocupăm de ciment pentru toată regiunea. Pentru regiune. Johnny o să se ducă pe Black River, să ducă acei doi paleți pe Black River, eu mă gândeam că e un palet, dar doi paleți pe Black River, o să se întoarcă la Quarry, o să încarce alți doi paleți și să urce la Warehouse. Iar noi doi o să ne ocupăm de celelalte două chestii care fac parte din mapele celelalte. Mi s-a părut mai interesant așa să mergem noi pe mapele celelalte, pentru că luăm și remorca aia mai mare, Johnny o să se ducă doar cu Bena, pentru că n-are rost să iau remorcă după el. Aș fi făcut și singur misiunea asta, dar ar fi trebuit să o facem pe două episoade, așa dacă filmăm alături de Johnny. Să zicem că să pierde drumul spre Black River și spre Warehouse, dar spre Warehouse deja îl știți că l-am făcut de nu știu câte ori. Pe Black River n-am fost acolo deasupra de oraș, dar am făcut mapa aia total și în principiu cunoașteți toate locurile. O să vă arăt pe hartă când ajung în Quarry exact unde trebuie să ajungă și Johnny în Black River și la ce Warehouse. Iar unde mergem noi o să vedeți pe parcursul episodului. Nu uitați acolo de butonașul de like, am văzut că vă uitați din ce în ce mai mult la episoadele de... De ce se oprește camionul la mine, n-am înțeles. De ce s-a oprit? Nu prea ajungem băieți la 30 de like-uri, ajungem la 10, 15, 20 și 200 de vizualizări, dar like-urile cam întârzi să apară. Oricum am văzut că e cam jale în ultima perioadă pe YouTube, nu doar la mine și la alți YouTuberi și cu vizualizările. Chiar mă uitam și la cariera single player a mea că nu mai atingem 200 de view-uri, măcar ne oprim undeva la 100 și ceva, ceea ce este incredibil din punctul meu de vedere. E cam ciudățel, cel puțin ciudat, deci probabil o să începem să postăm mai rărut că e mai drăguț acea carieră. Să postăm așa câte un episod pe săptămână, că în ultima perioadă am postat cam 2-3 și cred că s-a plictisit lumea sau s-a obișnuit, habar nu am, când postam mai rar se uitau mai mulți. O să vedem care o să fie treaba pe parcurs. O să luăm și o remorcă de aici, probabil o să luăm remorca asta lui Johnny, să o furăm. Ia să ne să furăm remorca asta lui Johnny. Nu mai s-o fur, toată viața ai furat. Da, da, da. Tot a mea e doar. Așa. Ateci, dăm cu spatele, ne băgăm aici și dăm cu spatele frumos ca pe Eurotrack. Vreau să mă arăt star. Așteaptă-mă și pe mine, cure, că dacă te duci înainte... Stai, că eu mă răstorn. Oamenii deja a ajuns în Quarry, peste 2000 pe Black River, s-a răsturnat, ia auzi. Da, blestemele. Ca pe live-ul ăla, n-ai văzut ce a zis băiatul ăla, că de ce joc Eurotrack, că nu prinde Eurotrack-ul pe YouTube? Da, stai, ai rămas fixat. Păi cum a zis pe live, mă, cum poți să... Tu care n-ai canal de YouTube să dai sfaturi unuia care are canal de YouTube, adică cum aș da eu sfaturi acolo lui Rafael sau lui Max sau lui... Dorian Popa, cum se face YouTube, sau nu știu, Shelly, sau... Păi dă-le. Sau să dau la unul care face prăjituri, eu care n-am făcut prăjituri. Că nu e bună prăjitura aia, că mai degrabă merge pe piață, nu știu ce prăjitură. Mi se par stupide chestiile astea, n-am nicio treabă, că fiecare își spune părerea, dar măcar să fie o părere pertinentă, nu... vrăjeală din asta, abureală. Se dă interesant, că interesant te poți da și în alte feluri, sincer. Oare ce frumos cu abonații, mă zai. Merge Eurotrack-ul. Păi eu mă refer doar la abonații care... Mă refer la toți abonații. Am înțeles. E ciudățel așa. Nu merge Eurotrack-ul. Și cum am mai zis că... Joc jocuri de plăcere sau care prind pe YouTube. Și am zis că vreau să le învin și am zis că nu merge așa, mi-a zis. Deci că e tata. Nici tata cred că nu mergi vreodată, nu merge așa. Bă, las-o! S-a activat un pic. Da, e... Nu merge așa. Aoleu. Acolo mă așa nici SnowRunner nu prinde pe YouTube, nici... Roblox să zici că prinde pe YouTube. Eurotrack-ul cât de cât prinde pe YouTube, nu e că nu prinde, că am văzut și... De ăștia care joacă mari și prinde cât de cât, nu postează ei des, dar când postează prinde cât de cât, nu rupe, dar în rest Minecraft nu joc pentru că nu mi se pare jocul meu și nu sunt de acolo, nu sunt din zona aia eu cu Minecraft-ul, nu vreau să-l învăț, nu-mi place pur și simplu. Roblox mi-a plăcut pentru că e mai simpluț așa, pe Minecraft e de craftat, e mai multă bătaie de cap.
Hărți, armură, sabie. Dacă n-ai jucat din punctul meu de vedere când erai mai micuț, acum nu prea mai are rost să te apuci. Acum ne apucăm de altele, ne apucăm de Minecraft. Da, 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 Minecraft. Da. Și jocurile cu poveste nu prind. Adică nu poți să zici că jocurile cu poveste prind de la... Un joc poveste prind de la cineva, sincer. Că nu prinde aproape la nimeni pe YouTube-ul ăsta. Eu m-am uitat la multă lume. Primele live-uri, dacă prind sau primele episoade, și-am făcut, și gata. Ce ai făcut? Ai pus cargo container. Bravo, mă. Să ai bătut joc și de misiunea asta. Hai, mă, cum, mă. Vezi cum faci părăduială? Bagi joc de oameni? Dar eu din față de aici, eu nu de aici. Dar nu mai trage tirul la mine, ce fac? Cam prea mare greutate. Gata, nu mai lua așa mult, că nu mai am. L-ai lăudat șefule că e avion. Stai, oprește puțin ca să le arăt la oamenilor unde mergem. Deci băieți, Johnny o să plece acum pe Black River, dacă ne ducem aici pe mapă. A, dar tu trebuie să te duci direct la Town Storage, eu credeam că la căsuța e deasupra. Deci trebuie să ducă de unde luam noi Metal Beams pe Black River, băieți. După o să se întoarcă pe Smithville DM, o să vină aici la Core să încarce din nou două din astea și să ducă la warehouse-ul acolo. Iar noi, băieți, o să trebuiască să ne facem un traseu aproximativ. Stai să-mi pun 2-3 puncte pe aici pe unde trebuie să merg. Că trebuie să ajungem prima dată pe Island Lake și de acolo o să vedeți continuarea. Să dăm drumul la treabă pentru că ne așteaptă o misiune cât de cât lunguță. Avem de trecut vreo două mape jumate, cam așa, și mai continuăm povestea și cu YouTube-ul și cu... Am văzut că am primit și un dislike, mă, la episodul ăla de American Truck. Ți-a dat cineva dislike, mă, Johnny? Ție, da. N-aș putea așa ceva, sincer. Oare poți să ridic aici? Nu, cred că pot. Ți-a dat dislike, mă, Johnny, cum se poate așa ceva? Tu poți să ridici pe aici? Dar nu mă bag eu, că m-a răstoarnă 100%. Mă, te răstoar, mă, că n-ai remor, că n-ai cum să te răstoar. Te bagi odată cu stânga, mai dai odată cu spatele. E easy. De oră mă răstoar. Nu, te răstoar, ne-am dat încredere. Mă bag eu, ce rău, nu mă bag. Mă bag eu, pe fără. Eu mă răstoar n-ai ce dată. Nu jocurile, când faci un canal de gaming, e greu să crești pe un canal de gaming, că unii se miră cum de-am crescut eu atât de repede. E... cu dus și întors chestia asta, adică mie nu mi se pare că am crescut super repede, alții mi-au zis că am crescut super repede. Dar acolo pe unde e? Ce? Pe aici mă duc eu, îmi place mai mult unul. E poziția pe aici? Nu știu. Oricum, ești cu mașina mică, nu e problemă. Deci pe gaming e greu, pe gaming e că am ascultat și sfaturile youtuberilor sau mai mari și cum spuneau și ei, e greu să începi un canal de gaming de la zero și fără promovări, fără să ai pe cineva în fața ta un youtuber mai mare care să te promoveze, gen cazul fraților Lecturatu și așa mai departe. E complicat. Ce faci, mă, acolo trestuari? Dar eu fac și din pasiune, dacă e să crească canalul, crește, îmi doresc să crească, îmi doresc să am vizualizări, evident, like-uri cât mai multe, Doamne ajută, să audă haterii, ca să zică că mor după like-uri. Bine ar fi să primești și bani pe like-urile alea. Aș fi cel mai fericit om din lume. Ca să le dau apă la moară acum. A? Ar fi ceva. Da, păi stai seama că se activează acum. Dar nu dau nici comentarii, aia e că îi stau acolo în umbră. Ochii din umbră. Da. Na, e... sfaturi, eu aștept sfaturi, sfaturi constructive, sfaturi bune, adică de luat în calcul, uite, încearcă să faci așa, încearcă să faci așa, sau... așa că aia nu merge, dai în cap omului direct, adică ce rost mai are să mai filmeze. Aia nu merge, aia nu e bine. Aia nu e bine, șeful. Da. Ce rost mai are să trăim în lumea asta. Că nu e bine, nu? Da, nu e bine să respirăm aer. E puțin tiltat, băieți, ai nou. Aoleu, mă răstorn, stăm aici. Sincer, am jucat multe tipuri de jocuri, adică am jucat jocuri cu poveste și simulatoare și jocuri de mobile acum cu stand-off-ul și jocuri tip puzzle oarecum, jocuri horror, multe jocuri tip shooter, nici nu mai amintesc acum, am jucat foarte multe jocuri și nu pot să zic că unul din ele a rupt gura târgului mai bine ca altul, adică au fost jocuri moarte și jocuri care au prins la fel ca celelalte, pot să zic. Spre exemplu, cum a prins ultimul episod atunci de ăla, cum se chema, Backrooms, ceva de genul.
care pe primele episoade, să zic așa, sau aproape toată seria, nu prea a prins. Wow, dar ultimul episod a băgut și a făcut aproape un ca vizualizări. E... random, nu, așa. Nu-i poți să zici că jocul X prinde, pentru că uite, m-am uitat la un caz în care a jucat Max un joc, pot să dau nume, că doar nicio problemă acum, a jucat Max un joc și l-a încercat și la Rafael. Și la Rafael a fost morțanit jocul, adică... Și ca abonați nu poți să zici că e diferență mare între ei sau... Că-s cunoscuți amândoi, nu poți să zici că unul e mai jale și altul e mai... Și Max câte ani are? 30 ceva de ani, Max. Nu mai face nici Max vizualizări, cum făcea? Ba face că s-a apucat de jocuri din astea de copii, copii, adică joacă niște jocuri de, fai, de viața mea, de copii din aia de 9, 10, 11 ani. Nu face cum făcea, bă. Face, mă, m-am încercat, acum nu m-am uitat de vreo lună la el, la vizualizările lui. Pe el eu nu l-am urmărit, cred că niciodată nu l-am urmărit, nu mi-a plăcut așa de el, așa cum prezintă jocurile și cum a fost el în jocuri. Ce am urmărit eu a fost Rafael, mi-a plăcut. Și mai urmăresc la Rafael unele clipuri, nu poate că și el joacă unele jocuri pe care nu... Nu le suport eu, pur și simplu, nu pot să le joc. Că de asta e și chestia asta pe YouTube, când filmezi ceva, trebuie să și placă și să prindă cât de cât, să zic așa, pentru că dacă joci un joc dar doar care prinde și ție nu-ți place, cu siguranță la tine nu prea o să meargă treaba, pentru că eu chiar țin minte și acum când mi-a fost odată rău și am filmat un episod și nu mă simțeam bine, nu mă simțeam eu în stare să filmez un episod și tocmai totuși l-am filmat. Și țin minte și acum că am primit comentariu că de ce ești supărat în videoclip, în episod sau nu știu ce chestie genul ăsta, știi? Și eram așa, adică lumea imediat cunoaște când s-a întâmplat ceva, te cunoaște din tonalitate, mai ales dacă te urmărește de ceva timp. Nu poți să filmezi un joc dacă ție nu-ți place doar de dragul că X sau Y te-a zis, bă, filmează ăla că prinde. Poate o prinde, dar... Bă, dar asta se oprește, a meu de mă enervează deja. Tu pe unde ești? N-am trecut încă. Eu n-am luat ceva în calcul, mă, Johnny. Motorina. Ce? Eu n-am treabă. Mai am 180. Și nici n-am ajuns pe Island Lake. Nu mai țin minte ce cisterne mi-am lăsat eu pe Island Lake de când am mai intrat. Aia e problema. Tu pe unde ești? La drumul ăla la fermă. Drumul la fermă? Oh, aici, nu știu nici ce drum la fermă. De ce mi-e așa greu, mă? E și greu din cuori? Asta, mi-e frică să nu mă... Da. E și greu din cuori? Încet. Da, mi-e frică cu ăsta, că nu pot să te o furblană, că mi-e frică mă răstorcă. Dă-i, mă, toată încrederea. Eu n-am încredere în ăsta nici. Ia să mă uit pe aici, pe unde 1%. Mergem acum. Ce 1%? N-am încredere în... A, uite, am aici să alimentez și după mergem la Lumbermen. Deci, băieți, nu am nimic cu nimeni, adică, cum am mai zis, aștept sfaturi și... Băieți, înțeleg la ce mă refer eu aici, că le vorbim mai pe direct, așa, nu dăm pe ocolite. Aștept sfaturi, cum unii chiar mi-au dat sfaturi bune, chiar cu jocul ăla stand-off până la urmă, abonații l-au propus și am zis că până la urmă nu îl încerc, hai totuși să trag un episod dacă se poate. Am băgat un emulator și așa mai departe și am mers să filmez un episod 2. Primele două episoade au prins, ultimul, poate o să urmeze și un al patrulea, nu se știe. Nu se știe niciodată. Ca și cu jocurile astea cu poveste, nu vezi? Că e, jocurile sunt frumoase în ansamblu, așa, adică au poveste, au acțiune unele și așa mai departe, dar... Sincer, aș prefera mai mult să văd un joc cu poveste decât Minecraft. Mult mai mult aș prefera, adică mi se pare diferență super mare. Să văd un joc bun cu poveste decât un Minecraft. Dar foarte multă lume fiind minoră, să zic așa, adică sub 18 ani, foarte multă lume se uită la Minecraft. E atrasă foarte mult de Minecraft și asta nu e nimic rău, Doamne ferește, că fiecare, cum am zis, e liber să filmezi. De asta sunt milioane, miliarde de canale de YouTube pe întreaga lume, nu doar... Mă, ce bine că a fost cisterna asta micuță lăsată aici, la fix a prins. Deci m-am răsturnat! Nu! S-a dus. Mă, înjură, m-am blestemat unul acum. Bă, și știi cât de prost m-am răsturnat? Nici nu-ți vine să crezi. Nici nu poți să iei marfa sau ce? Nu, e căzută, ce să-i fac?
Cu macara? pe pod m-am răsturnat, mă. Tai de cap. Ce macara, mă, Johnny, mă, că eu trebuie să vin cu camion de pe harta aia. Vină tu. Nu am cum să... Lasă camionul acolo și vină tu. Dar de ce nu vii tu cu... Băieți, să o opresc, că n-am cum să filmez toată partea asta. Cu Ce ce camion? Nu camion am ai, înțeles. cu ce camion să mai vin, că n-am camion. Doar Trebuie să aștept să vii tu cu să duc eu internaționalul marca. tău. Duc eu marca. Dai tu recover la internațional. Îl Păi nu mă pui, îmi scoate pui macara. internaționalul tău. Eu nu-l am. Nu am internațional. Îi dau recover la asta, am eu de aici atunci. Unde? Island Lake. Îi dau recover la asta cu care m-a răsturnat. Și îi pun lui Macara din aia mică, știi? Tai de capul meu. Băieți, opresc episodul aici și revenim când ajungem acolo. Pentru voi o secundă, pentru hater o secundă, pentru mine un an. Mulțumesc celui care m-a blestemat de m-am răsturnat. Cu siguranță au fost rugăciunile lui. Ne revedem. Băieți, am revenit. Bă, sincer, chiar m-am mișcat repede, să fac zi, nu? M-am mișcat repede, băieți, sincer, nu mă așteptam să mă mișc așa repede. Am reușit să punem și remorca pe... Trebuie să dau puțin ca să mai iau motorina de aici, poate mă mai răstorn iar. Chiar ar fi de preferat să mă răstorn iar. Să dăm un refuel, scout sursa. Am luat, am mai rămas 2, 20 de litri am mai rămas în cisterna aia. 20 de litri, atât a rămas. Am reușit destul de repede să ajung aici, băieți, sincer, nu mă așteptam să ajung așa repede. Aducem acum primii doi paleți aici la Lumber Mill cu viteza Ce luminii. paleți, mă, cu metri? Paleți de ciment. Dar Paleți de ciment? nu mai merge ăsta, mă, cum se cheamă. Da, mă, paleți de ciment, că sunt mai mulți saci aici. Într-un palet din ăsta. Nu prea trage, mă, ăsta, tu știi că se oprește, nu știu ce are. E E mort, mă, greutate ce-am zis. mare, mă, e greutate Eu mare. l-am încercat la... pe iarnă. E mort, vai de capul Mă, lui. se oprește, mă, când îi dau pe hai, n-are forță destulă. Uite, nu mai pleacă de pe loc, acu, what? N-are forță, mă, Nu, n-are. n-are forță și e aproape loc drept. Păi ce lăudai că eu, mamă, că e avion, că... E avion, mă, sincer, uite, rupe. Da. Da. Tot zai peste 2 secunde, e mort. Acu, băieți, avem de mers de ne plictisim, iar motorina avem. Nu știu pe unde ies eu la strada principală, pe aici ies la strada principală și ținem drumul până în capăt la Neaion. De aici am fi avut nevoie și noi de benă, sincer. Ca Johnny, dar mergem cu dita mai remorca și cu Macara după noi. Noi chiar că jucăm profi acum. Nu ca Johnny, el joacă numai cu Bena. Trebuia să ții și tu Macara măcar după tine, mă. Să pui acolo în spate. Adevărați profesioniști nu au nevoie de Păi măcar. cum coboară oamenii sacii ăștia, paleții ăștia cu ciment? Din mașină, O, din Bena. se ridică bena. Da, mă, și o coboară la mână, nu? Nu mă duc, stivuitor de ăla sau Ah, cum. păi și au ei? Cum sună? Uite, mă, de aici, tu trebuie să le oferi acest serviciu, contra Da, cost, mă, evident. unde? Îl pun lângă mine în tir, stivuitor. Nu, e o macara din asta, cum am eu, după mine, acum. Hai mă, pleacă de aici, Și dai tu jos au frumos. era sedii. Ce, îți bagi joc de oameni? Au era sediu. Gata, nu mai zic nimic, băieți, despre subiectul de mai devreme, că iară s-ar putea să mă răstorn. Râde de Johnny, ne se sparge. De ce râzi, mă? Că sigur m-a Eu blestemat că cineva. Și azi, eu ce eu zice te-am ăsta? blestemat. Au ce zice ăsta? Eu Mi te-am blestemat. convine când îi zice cineva ceva. Nu acceptă sfaturi. Da, cum ai zis tu când ai zis... Ce cuvânt ai zis? Cuvânt de legătură. Ai zis tu un cuvânt de legătură. Când l-a pus în față. După părerea mea sau cum ai zis tu? Da, după în opinia mea. În opinia mea, da? Da, uite, contează mult. Un cuvânt de legătură, o treabă acolo, un cuvânt pus unde O trebuie, virgulă. altfel, de normal, cum se cunoaște, altfel sună când spui o chestie într-un fel și alta când o dai așa din topor, știi, poate... Atunci mi-a dat seama, mă. Bă, dar eu n-am nimic cu omul, că poate se uită la videoclip sau alții care mai sunt hateri pe aici, cu siguranță mai sunt hateri care se uită, nu e nicio problemă, eu îi salut și de respecta nu Tu respect, ești eu nu prea respect pe haterul, nimeni mă. de obicei. Asta cu respect. Ai văzut că toți se respectă, respect. Frate, vere.
toți sunt veri, toți se respectă. Respect, Rico. Da, nu-l cunoaște de 10 minute și se respectă. Adică respect așa, ca și om, dar nu să exprim eu respectul prin cuvinte acum. Respect. Respect, Zed. Bă, am fost la... La mall-ul ăsta, la Palace în Iași. Eu, printre cei mai mari mall-uri din România asta. Și am fost la Mac, știi, și am mâncat ceva acolo, pe terasă afară. Bun, și au venit foarte mulți copii. Foarte mulți copii erau. Și m-a frapat o chestie, m-a bulversat o chestie. Deci foarte mulți copii. Ghiși ce avea un copil care avea așa puf puțin, adică se cunoștea că are 10, 11, 12, 13 ani maxim. Maxim 13, n-avea 14, în orice caz n-avea 14. Așa. Până în 14, să zicem. Ma, ghiși ce avea în buzunarul de la spate, pantaloni scurți, mă rog, tricou normal briceag, îmbrăcat. Ce avea? Ghiși ce avea la spate? Briceag, no, de astea, no. Arme... Nu. Începe cu P? Nu. Nu știu, ce avea? Avea țigară din aia... Vape? Pufăitoare, vape din ăla, da. Și trăgea așa, băga acolo... Păi ce așa greu, ce așa greu? Bă, du-te de aici, mă, că dacă era copilul meu, băgam pe gât aia. Cum la 10, clar. 11, 12 ani să faci... Să zic așa, că nu e nimica nou, nu e nimica nou. Du-te, mă, de aici, mă, păi, Doamne ferește! O să mă audă, că cu siguranță sunt abonați care au 10, 11, 12, 13 ani, dar... Sper că abonații mei nu folosesc așa ceva, sincer. Adică la 10, 11, 12, 13 ani să folosești așa ceva, ferească, mă, sfântul. Dar n-avea niciun stres, gen, într-un loc super public, adică, cu foarte multă lume pe lângă tine. Da, pe lumea obișnuită, adică și să cum vorbeau, mă, și cum vorbeau. Deci, nu scoteau trei cuvinte legate, nu scoteau trei cuvinte, erau un cuvânt, două, și între ele spune coaie. Facem coaie? Mergem coaie? Hai coaie. Ți-am zis coaie. Numai asta spune. Dar toți, erau un grup de 5, asta era cuvântul de bază la ei. Așa e. Doamne ferește, așa ceva. Bă, dar am fost și eu de vârsta lor, mă, și... Dar nici chiar așa, adică era ciudat, e... Sau cum a zis abonatul, Eddie sau cine zice pe live, că deja stă cu femeia sau nu știu ce. De la 11, hai că e pe toți la rând, cred că de seara asta... Alex, nu mai zic, Alex deja s-a... S-a măritat, s-a însurat, s-a... De toate. Iese război mondial. Adică? Seara. Bă, du-te mă, pe cum mă la 11-12 ani? Să stai cu femeia, că am iubită și mă muc cu femeia. E, nu mi se pare normală chestia asta, dacă altora li se pare normal... Eu fac cruce cu ambele mâini, sincer. Dacă aș avea copil, cred că eu de asta nu prea mă gândesc acum să am copil. Oamne, ferește. Așa generația, mă, zai, n-ai ce să... Ai, mă, dar îi pornește și de acasă, mă, ce ai, o fi generația cum o fi, dar pornește clar, și de acasă. Clar, că clar, dacă el vede acasă chestia asta, logic o să facă și dacă părinții, până la urmă, văd, probabil, că, spre exemplu, ăla cu vape-ul, unde se poate ascunde un copil de 11, 12, până în 14 ani, unde își poate ascunde ăla? Clar îl găsește maică, dacă îmi face curat, sau taică, sau pana mea, bunic, sau cine stă. Dacă tu când îl vezi că face chestia aia, tu îi zici, mamă, nu e bine. În loc să le iei așa puțin de perciun, să-l întoarci așa, orice, sănătos. Nu, să le zici așa de perciun puțin, întorci perciunii și pe aia să vezi ce liniștit stă. Da. Nu mai trebuie nici vape, nici nimic, a? Uite mă de aici, mă, eu întreb la misiunea, mă, Johnny, tu ce faci? Unde ești? Eu nu știu, nu te mai văd, unii pe Smithville de mi, Johnny. Ajunge mă și Johnny, mă, te-ai dus pe scurtătură? Nu, am luat drumul ca să te aștept pe tine. Aaa. Da, am dezbătut în... Ai zis să... Am zis, am dezbătut un subiect poate mai sensibil pentru alții, dar ăsta e adevărul, băieți, din punctul meu de vedere, ăsta e adevărul și ăsta e adevărul tuturor ar trebui să fie treaba asta, adică este timp și de o gagicuță, și de un vape, și de o treabă, am făcut rank 22, 22 de 28, mii, 28, da, tu ai jucat, ți-ai băgat și bani, ți-ai băgat și rank, ai trollat și tu... Băieți, nu uitați de like acolo dacă v-a plăcut acest episod și dacă mai vreți să avem discuții din astea pe episoadele de SnowRunner sau de pe alte episoade, probabil pentru unii vans că s-ar putea să-i deranjeze, dar le zicem așa pe direct, că așa e bine, mai pe direct, fără perdea.
Noi să ne vedem data viitoare, băieți, cu ultima Cu ultima misiune. misiune, da, Super order, asta. dar probabil asta o să fie împărțită pe două episoade, pentru că nu, adică pot să o fac pe un singur episod, dar cu siguranță am ajunge la 60 de minute o oră filmată și nu vreau să ne ducem așa, undeva 30 de minute, 20 cu 20, 30 cu 30, ceva de genul ăsta, pentru că vreau să le văd și cum le împart, unde mi se pare mie mai interesant, locurile care mi se par mai interesante vreau să mergem noi și celelalte să se ducă Johnny, deci o să vedem cum le împărțim. Nu uitați de like încă o dată, aveți grijă de voi și numai bine, lăsați vape-urile, pa, pa!